Bună ziua tuturor, bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 23 septembrie pentru Zodia Pești. Haideți să vedem ce vă așteaptă astăzi Zodia Pești. Zodia Pești, astăzi vorbește despre speranță. Astăzi vorbește despre speranță, despre așteptați ceva. Astăzi vreți să schimbați ceva, Zodia Pești. Astăzi vreți să vă gândiți mai mult la dumneavoastră. Încercați să nu vă faceți prea multe iluzii astăzi, da? Încercați să fiți mai cu picioarele pe pământ sau dacă aveți alegeri de făcut, că sigur veți avea, încercați să faceți alegerea potrivită, da? Să nu vă faceți iluzii. Oricum, veți avea parte de reușită astăzi, de avantaje, veți fi victorios, veți avea o parte de succes. Haideți să vedem și ce sfat am să vă dea. Pentru Zodia Pești, veți avea parte de mesaje, de invitații, cum spuneam că aveți mai multe alegeri de făcut. Veți avea parte și de anumite secrete din trecut, veți auzi astăzi de anumite lucruri care nu le știați, anumite secrete vor ieși la iveală. Veți ajunge și la o concluzie în ce privește sentimentele, în ce privește relația sau dacă cineva încerca să vă manipuleze sau să vă mintă sau să fugă dintr-o relație sentimentală sau o relație de prietenie sau v-a zis minciuni sau v-a păcălit, astăzi veți avea parte de reușită, în sensul că vor ieși la suprafață și veți vedea persoanele care sunt sincere sau nu. Da? Va ieși totul la suprafață astăzi. Veți ajunge la o concluzie. Haideți să vedem și Îngerul Gabriel, ce are să vă transmită? Ia, au ieșit două, nu una. Da, spune să mergeți mai departe. Cum spuneam, dacă cineva v-a dezamăgit și v-a rănit, astăzi vă zice Îngerul Gabriel să transformați dezamăgirile în energie pozitivă ca să alimentați proiectul tău creativ cu emoții autentice. Dacă ai nevoie de ajutor, cere sfatul unui profesionist. O persoană te va susține și te va ajuta să realizezi proiectul tău creativ. Da? Deci nu mai rămâneți în trecut, mergeți înainte, că veți avea parte de reușită, de victorie. Și dacă aveți multe alegeri de făcut, cum vă spuneam, cereți ajutor unui profesionist, da? Care vă va ajuta să-ți realizezi proiectele tale creative. Da? Să nu faci alegerea greșită. Cere sfatul. Informează-te mai mult înainte. Da? Și lasă trecutul în urmă, cum zice și aceste două cărți. Și oricum, secretele vor ieși la iveală. Da? Și vei ajunge la o concluzie. Și vei ajunge și la o concluzie în alegerea ta, ceea ce vrei să faci. Vei reuși și vei avea parte de succes. Cu ajutorul unei alte persoane. Acestea au fost puse, Zodia Pești. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, dați un like sau înscrieți-vă la canalul meu pentru mai multe videoclipuri. Vă iubesc și vă doresc o zi frumoasă. La revedere!